Parcul Poiana Luca Liman. În vizită, Parcul Poiana Luca Liman s-a născut dintr-o legendă locală. Urmând visul unui păstor, călugării mănăstirii Cozia au găsit într-o poiană izvoare de unde, cură piatră pucioasă. Auzind de puterea lor vindecătoare, ctitorul mănăstirii, însuși Mircea cel Bătrân, și-a scăldat pătrânețe în apele tămăduitoare. Hai, stai acolo, iubire! Foarte frumos! Un peisaj deosebit. 3, 4, 5, 6, 7. 7 cai minunați. Poiana Luca Liman reușește să transpună legenda în realitate prin intermediul cailor sculptați în mărime naturală, care trec printr-o cascadă ce simbolizează apele tămăduitoare, care au dat naștere stațiunii balneoclimaterice Călimănești-Căciulata. Este cel mai nou și mai frumos parc din Vâlcea. Este superb, poate unic în Europa. Uite. Cruce de piatră, Căciulata. Încep. Și scumpa mea în parc. Aici se încheie vizita noastră. A fost ceva spectaculos, foarte frumos, deosebit. Vă las în descriere link-ul la ce am mai vizitat eu aici. Mănăstirea Cozia, baie termală. Sănătate tuturor!